Am intitulat mesajul de astăzi Cuvântul profeției făcut și mai tare și continuăm să vorbim despre revenirea Domnului, fiindcă acesta este subiectul cel mai important pe care trebuie să-l abordăm. Sigur, noi trebuie să învățăm din întreaga Scriptură, fiindcă toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos pentru noi să ne învețe, să ne îndrepte, să ne mustre, să ne dea înțelepciune, neprihănire, să fim destoinici pentru orice lucrare bună. Însă, un loc aparte, în vremea aceasta din urmă, îl constituie subiectul revenirii Domnului, cu atât mai mult cu cât vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Iată, astăzi este 14 aprilie și noaptea aceasta eu am adormit mai târziu pentru că, nu știu câți dintre dumneavoastră ați văzut, dar deja a început să escaladeze situația în Israel și urmărim cu ajutorul lui Dumnezeu ce se întâmplă acolo, pentru că Israelul este ceasul istoriei, care ne indică faptul că Domnul este foarte aproape să vină. Dragii mei, pe noi nu ne uimește, nici nu ne sperie tot ce are loc acolo. Sigur, vom suporta într-un fel sau altul consecințele. Este de așteptat ca de mâine să se ridice prețul petrolului și toate acestea, într-un fel sau altul, vor influența societatea și aici, în Europa, în toată lumea. Dar, dincolo de aceasta, pentru noi este încă un semn în plus al faptului că Domnul este aproape să vină. Că noi trăim într-adevăr vremea aceasta din urmă și că, de fapt, așa cum am spus și aseară, este vorba de sfârșitul vremii din urmă, de ultimele zile, de ultimele momente înainte de revenirea Domnului Iisus. De fapt, după subiectul principal al răstignirii Domnului Iisus, al morții sale ca jertfă pentru păcatele noastre, cred că acesta este cel de-al doilea subiect de cea mai mare importanță pentru zilele noastre. Apostolul Pavel spunea: n-am vrut să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Acesta este subiectul principal și trebuie să ne asigurăm că noi am fost beneficiari ai acestei jertfe, că am ajuns într-o zi cu pocăință și credință să primim iertare prin jertfa Domnului Iisus, de care ne aducem aminte de fiecare dată când deschidem Scriptura. Însă, cel de-al doilea subiect ca importanță este acesta al revenirii Domnului Iisus. Și am să citesc un text care vorbește despre profețiile întărite în vremea din urmă. Spune Apostolul Petru în cea de-a doua epistola sa: și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Și de aici putem să tragem concluzia că primii creștini erau buni cunoscători ai profețiilor Vechiului Testament. Pentru că Petru le aduce aminte de faptul că acest cuvânt al prorociei era cunoscut de ei și că fusese întărit chiar în vremea lor. În ce fel a fost întărit cuvântul profeției? Prin împlinirea multora dintre profețiile Vechiului Testament la prima venire a Domnului Iisus. Și am să vă dau numai câteva care s-au împlinit cu exactitate. În primul rând, faptul că Domnul Iisus s-a născut din fecioară și lucrul acesta s-a întâmplat în casa lui David, în satul Betlehem, care era cetatea lui David, conform prorocului Mica. Așadar, iată o profeție împlinită cu exactitate. De asemenea, botezul sau umplerea sa cu Duhul Sfânt la Iordan era profețită în cartea Isaia. Toate minunile care s-au produs în timpul lucrării sale publice, de asemenea, erau profețite că vor avea loc la venirea lui Mesia, tot în cartea profetului Isaia. Moartea sa pe cruce era descrisă cu detalii în locuri din Vechiul Testament, precum Psalmul 22, unde se vedea clar că Mesia urma să moară ca jertfă pentru păcat, că urma să fie despărțit de Dumnezeu și se dădeau chiar detalii foarte clare despre ce vor face oamenii în fața crucii, că îl vor batjocori și de asemenea că își vor împărți hainele sale între ei și vor trage la sorți pentru cămașa lui. Așadar, toate profețiile acestea din Vechiul Testament indicau cu claritate ceea ce urma să se întâmple la prima venire. De fapt, în Vechiul Testament nu se vedea clar diferența între prima venire a lui Mesia și cea de-a doua lui venire, de aceea profețiile, o parte dintre ele s-au împlinit la prima venire, iar cealaltă parte se vor împlini la cea de-a doua venire. Însă, cuvântul profeției a fost făcut și mai tare, adică a fost întărit prin faptul că, dacă prima parte s-a împlinit cu exactitate, atunci avem o garanție că și cea de-a doua parte se va împlini tot cu exactitate.
Dumnezeu nu va lăsa nicio iotă, nicio literă din profeții fără să se împlinească. Și, dragii mei, ceea ce ne stă înainte este scris. Nu ne uimește, nu ne surprinde. Noi așteptăm cu răbdare să vedem împlinirea profețiilor și, de asemenea, îl așteptăm pe Domnul Iisus. Cuvântul profeției a fost făcut și mai tare, spunea Apostolul Petru, iar noi, ca să putem înțelege acest cuvânt profetic, trebuie să avem contextul întregii Scripturi, să vedem în întregime planul lui Dumnezeu și să avem în fața ochilor imaginea de ansamblu. Tot în acest text, la versetul 21, se spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Nimeni nu și-a dat cu părerea în ceea ce privește ce se va întâmpla. Tot ce avem în Scriptură sunt profeții date prin Duhul Sfânt de către Dumnezeu, dictate oamenilor care le-au lăsat scrise. Ce ne revine nouă ca ultimă generație, ca generație din perioada numită de Scriptură vremea din urmă? Iată ce este scris, ce am citit la versetul 19, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Noi trebuie să luăm aminte la cuvântul prorociei. Este un cuvânt profetic, este o parte a Scripturilor în care sunt cuprinse profețiile despre cea de-a doua venire a Domnului, iar noi trebuie să luăm aminte, așa spune Apostolul Petru, așa este scris în Noul Testament, la care bine faceți că luați aminte. Fiți atenți la împlinirea profețiilor, pentru că această împlinire, acest cuvânt profetic este ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Și, dragii mei, lumea în care trăim este un loc întunecos. Societatea în care ne aflăm, societatea aceasta a zilelor din urmă, foarte dezvoltată, devine din ce în ce mai întunecată. Valorile sunt schimbate, nu mai există moralitate. Oamenii ajung să numească răul bine și binele rău. Începem să trăim acel punct maxim atins atunci când fără de legea crește la culme. De aceea, noi, în tot întunericul acesta spiritual, trebuie să luăm aminte la această lumină pe care o constituie cuvântul profetic, partea profetică a Scripturii. Avem nevoie de această lumină și noi trebuie să fim atenți la împlinirea profețiilor despre zilele din urmă. Trebuie să vorbim despre aceste lucruri, spune aici foarte clar Scriptura prin Apostolul Petru. Cuvântul profetic dă lumină, ne arată ceea ce se va întâmpla, ne descrie și ne explică ce are loc în jurul nostru, în așa fel încât nimic să nu ne poată surprinde și să știm că tot ce se întâmplă pe acest pământ este cu știrea și cu voia lui Dumnezeu. Acesta este principalul scop al profețiilor și noi ar trebui să avem o reacție atunci când vedem împlinirea lor. Așa cum spunea Apostolul Pavel, deja s-a citit o parte din acest text, eu am să citesc și versetul 11 din Roman 13, și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Noi avem nevoie nu doar să știm că se împlinesc profețiile sub ochii noștri, ci să împlinim acest cuvânt. Știind că se apropie ziua când Domnul Iisus va reveni, este ceasul pentru noi, vine ceasul, a venit deja, când să ne trezim în sfârșit din somn. Și am spus de mai multe ori că aceste cuvinte nu știu cât se potriveau pentru cei din Roma, fiindcă ei erau oameni treziți, ei erau oameni care și-au dat viața în arenele romane, pe Coloseumul din Roma, oriunde te duci în Roma, toată zona aceasta centrală este udată cu sângele martirilor. Acolo au murit mii de creștini. Dacă ajungi în Roma, nu departe de aici, poți să te duci să vizitezi catacombele și ei povestesc istorii ale tinerilor și tinerelor care au murit ca martiri în vremea aceea a Apostolului Pavel, atunci când au fost scrise aceste cuvinte. Iar Pavel le spune lor, este ceasul în sfârșit să vă treziți din somn. Deci ei erau cumva predispuși să aibă această atitudine de adormire, să ajungă să adoarmă spiritual, cu cât mai mult noi, în vremurile acestea atât de periculoase, în vremurile acestea din urmă atât de întunecate. Fiindcă noaptea este aproape să se sfârșească, întunericul acesta, slavă lui Dumnezeu, într-o zi se va sfârși. Domnul Iisus va reveni, întâi își va lua biserica, apoi va judeca lumea timp de 7 ani și în cele din urmă își va așeza împărăția lui, așa cum am auzit mai devreme. Se apropie ziua, se apropie momentul revenirii Domnului Iisus. Ce trebuie să facem noi? De ce tot vorbim de trezire? Pentru că este scris, atunci când vedem profețiile împlinindu-se,
să știm că este ceasul în cele din urmă să ne trezim, să avem o atitudine de transformare a vieții, să ne scuturăm de tot ce s-a pus pe noi, să ne îndreptăm țintă privirea spre venirea Domnului Iisus și să trăim o viață care să demonstreze faptul că noi îl așteptăm să vină. Biserica are nevoie de trezire în sensul acesta, în primul rând. Dincolo de faptul că ar putea să vină mii de oameni la pocăință, acest lucru poate să se întâmple sau nu, însă noi avem nevoie să ne trezim. Dragii mei, cu adevărat, Domnul este aproape. Rostim acest cuvânt, acest salut Maranata și spunem că Domnul nostru este gata să vină, dar ar trebui să știm că sunt profeții care se împlinesc sub ochii noștri și altele ce se prefigurează la orizont. Am selectat ceva în mod deosebit legat de poporul Israel din cuvântul profetic care s-a întărit și devine tot mai tare, tot mai puternic, tot mai clar pe măsură ce ne apropiem de revenirea Domnului. Așadar, privim puțin la felul în care profețiile vorbesc despre Israel în vremea din urmă. În primul rând, trebuie să știm că timp de aproape 2000 de ani ei n-au avut o țară, n-au avut un stat. 2000 de ani, de la anul 70 până la anul 1945, poporul Israel a fost răspândit aproape în toate națiunile Pământului, pe toată fața Pământului. Iar de pe 14 mai 1948, ei au ajuns să se întoarcă în țara lor, să formeze statul lor modern și nu mai au de gând să plece nicăieri de acolo. Probabil ați văzut, repet, ce se întâmplă și cum aproape toți vecinii din jur, al căror număr ajunge la sute de milioane, aproape toți vor să pună capăt statului Israel, vor să îi alunge de acolo. Dragii mei, Israelul în Țara Sfântă este semnul cel mai clar al faptului că am intrat în vremurile din urmă. De ce spun asta? Iată cuvântul profetic la care ar fi bine să luăm aminte. Ce spunea acest cuvânt profetic în Ezechiel, capitolul 36? Am să citesc mai multe versete. Iar voi, munții ai lui Israel, veți da crengi și vă veți purta roadele pentru poporul meu Israel, căci lucrurile acestea sunt aproape să se întâmple. Iată că voi fi binevoitor, mă voi întoarce spre voi și veți fi lucrați și semănați. Voi pune să locuiască pe voi oameni în mare număr, toată casa lui Israel pe toți. Cetățile vor fi locuite și se vor zidi iarăși dărâmăturile. Exact ce s-a întâmplat începând cu prima parte a secolului 20 și mai ales după 1948. Voi înmulți pe voi oamenii și vitele care vor crește și se vor înmulți. Voi face să fiți locuiți ca și mai înainte și vă voi face mai mult bine decât odinioară. Și veți ști că eu sunt Domnul. Israelul este la stadiul de prosperitate și de dezvoltare pe care nu l-a avut niciodată în istorie. Este o țară modernă, este o țară prosperă. Dumnezeu și-a lăsat binecuvântarea peste Israel. Voi face să umble pe voi oameni și anume poporul meu Israel. Ei te vor stăpâni și tu vei fi moștenirea lor și nu-i vei mai nimici. E clar, poporul Israel va stăpâni țara. Observați, toate știrile din zona Orientului Mijlociu sunt în direcția aceasta. Să-i facem pe cei din Israel măcar să cedeze o parte din teritoriu sau să mai formăm încă un stat pe lângă statul Israel, un stat arab pe care să-l numim palestinian. Așa este politica chiar și occidentală, nu mai zic de politica extremă a țărilor arabe care ar vrea să-i șteargă de pe fața pământului, unele dintre ele cel puțin. Însă cuvântul lui Dumnezeu se împlinește. Domnul i-a adus înapoi în țara lor, a făcut ca munții aceștia să fie populați din nou, cetățile dărâmate să fie rezidite și oamenii să se mulțească, la fel și vitele să fie o stare de prosperitate. Voi face să umble pe voi oameni și anume poporul meu Israel. Ei te vor stăpâni, ei vor stăpâni țara aceasta. Și iată, semnul îl avem sub ochii noștri împlinindu-se, este foarte clar că poporul Israel este în țara lui și acest lucru ne indică faptul că suntem deja în vremea din urmă. Este o secvență profetică aici, de la capitolul 36 până la sfârșitul cărții Ezechiel. Începe cu întoarcerea poporului Israel în țara promisă, după ce multă vreme munții lui Israel n-au fost locuiți, după ce țara lui Israel n-a fost locuită aproape 2000 de ani, acolo a fost o situație aproape generală de pustiire, de dărâmare. După aceea însă urmează capitolul 37 în care se arată o armată puternică ridicându-se în Valea Oaselor Uscate. Și sigur, are o aplicație spirituală, am vorbit despre acest lucru, când Duhul lui Dumnezeu dă viață peste niște oase uscate, peste un suflet uscat, când Duhul lui Dumnezeu se coboară, el prinde putere și devine un oștean în armata Domnului Iisus. Însă dincolo de aceasta este o aplicație literală.
În capitolul 37, după ce Israelul se întoarce în țara lui, după ce încep să prospere economic, își formează o armată puternică. Și, dragii mei, armata israeliană este singura care n-a fost învinsă niciodată. Și observați, este implicat acum în două războaie, unul în Gaza și unul în nord cu Hamas, și astă noapte a început încă unul cu Iranul. Și vor mai începe. Vor fi războaie cu toți vecinii, absolut cu toți din vecinătate, în primul cerc, scenariu descris în mai multe locuri din Scriptură, în Psalmul 83, Isaia 17, Ieremia 49, după care vine următoarea etapă profetică de la capitolul 38. În Ezechiel avem capitolele următoare, 38 și 39. Așadar, la 36 este întoarcerea lui Israel, prosperitate economică, la 37 formarea unei armate puternice și de la 38 se vorbește despre venirea unui lider pe care cu ușurință îl identificăm drept conducătorul Rusiei, căruia Domnul Dumnezeu îi spune: pregătește-te, dar fii gata, tu și toată mulțimea adunată în jurul tău, fii căpetenia lor. Și se fixează în timp. După multe zile vei fi în fruntea lor. În vremea de apoi, când se produc lucrurile acestea, noi trebuie să știm că e vremea dinapoi și este foarte aproape să vină împărăția Domnului, fiindcă după capitolul 39, între 40 și 48, avem împărăția de 1000 de ani. Avem domnia lui Mesia în Israel. Și aici se fixează foarte bine în timp profeția: după multe zile vei fi în fruntea lor, în vremea de apoi vei merge împotriva țării ai cărei locuitori, scăpați de sabie, vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel, care multă vreme fusese răpustii, dar fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi liniștiți în locuințele lor. Exact situația în care se află Israelul azi. Sigur, trebuie să mai fie o rundă de conflicte prin care Israelul să învingă pe toți dușmanii din jurul țării, pentru ca să se poată împlini această profeție până la capăt. Trebuie ca Israelul să locuiască în liniște, într-o țară fără garduri și fără ziduri, ceea ce încă nu s-a întâmplat. Așadar, după invazia aceasta a lui Gog, despre care n-am să vorbesc mai mult, fiindcă am vorbit de multe ori în edițiile despre Israel și în cele făcute cu împlinirea semnelor profetice, după această perioadă este continuarea secvenței profetice, cuvântul profetic la care bine facem să luăm aminte, se continuă de la capitolul 40 până la 48, cu domnia lui Mesia pe pământ, cu împărăția de 1000 de ani, așa cum o cunoaștem noi din cartea Apocalipsa. Așadar, dragii mei, noi ne aflăm aici undeva între capitolul 37 și 38. Israelul deja e în țara lui, deja este o armată puternică, rămâne să înceapă invazia lui Gog. Înainte de aceasta vor mai fi conflicte regionale cu vecinii din jur, pentru ca cei care locuiesc în Israel să poată să aibă pace și siguranță. Acesta este semnul cel mai important. Noi trebuie să luăm aminte la ceea ce se întâmplă acolo și iată, ar trebui ca lucrurile acestea să ne ducă pe noi într-o atitudine la un lucru pe care trebuie să-l facem, și anume este ceasul să ne trezim. Ar trebui să producă noi trezire, fiindcă se întâmplă lucrurile acestea, cei care nu s-au împăcat cu Dumnezeu să se apropie de Domnul. Acesta este scopul. Dumnezeu arată că se împlinesc profețiile ca să-i cheme pe oameni la pocăință. Și în altă parte spune că atunci omul își va îndrepta privirile spre Creatorul său, spre Făcătorul lui. Mulți oameni se vor întoarce la Dumnezeu văzând că se împlinește cuvântul profetic, care a fost scris cu mii de ani înainte, că tot ce se întâmplă pe pământul acesta este după planul și știrea lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, cuvântul se împlinește cu exactitate, cu claritate, în detaliu. În afară de semnul acesta cel mai important profetic legat de Israel, mai sunt și alte lucruri pe care le putem vedea cu multă ușurință în jurul nostru, de exemplu pentru ca să se împlinească scenariul din Apocalipsa 13, în care oamenii nu vor putea nici să cumpere, nici să vândă, să facă niciun fel de negoț fără să aibă un semn pe frunte sau pe mâna dreaptă, trebuie să existe tehnologia pentru acest lucru. Iar tehnologia se dezvoltă. Noi am ajuns în etapa cea mai avansată a tehnologiei și ea se dezvoltă cu multă rapiditate. Nu este niciun fel de pauză, nu este niciun fel de oprire. Nu am să dau detalii, spun doar că ultimele lucruri pe care le-am văzut duc către o cursă între două entități, între două firme care se străduiesc să fie cât mai ușor implantarea unui chip în creier. Și pe de o parte este firma Neuralink a lui Elon Musk, care a reușit să implanteze în creierul unui om care era cu probleme locomotorii, a rămas practic
paralizat în scaun cu rotile și i-au dat filmare după ce i s-a pus acest chip. El reușea să miște doar cu gândul, cu puterea gândului, să miște mouse-ul și să joace jocuri pe calculator, să trimite e-mail-uri și spunea că este gata să învețe limbi străine și să își reia activitatea, repet, pentru un om care este în totalitate paralizat. De partea cealaltă este o altă firmă care are în spate pe un alt miliardar, Jeff Bezos, care și ea se străduiește să aducă un chip în creier, dar nu implantabil, ci să fie introdus prin intermediul venei care alimentează creierul. Să fie introdus prin sânge și să fie fixat undeva în creier, să fie minim invaziv în așa fel încât toți oamenii să-l poată primi. Ce ne spun toate aceste lucruri? Nu că ar trebui să ne temem, ci că ne apropiem de momentul împlinirii profeției din Apocalipsa 13. Și dacă tehnologia este gata, cât de aproape este să vină Domnul Iisus? Fiindcă toate lucrurile acestea se vor întâmpla, repet, la mijlocul necazului în Apocalipsa, în capitolul 13, adică la 3 ani jumătate, cel puțin după plecarea bisericii de pe pământ. Dragii mei, noi ar trebui să vedem împlinirea profețiilor și să ne trezească lucrul acesta. De ce a lăsat Domnul Apocalipsa pentru biserică, din moment ce biserica nu va fi în timpul Apocalipsei? De ce? Ca noi să vedem că tehnologia avansează, că suntem gata să se poată împlini ceea ce este scris, prin urmare să tragem unica concluzie care se impune și anume că Domnul este gata să vină. În orice clipă, Domnul poate să se întoarcă să-și ia biserica acasă. Pe de altă parte, natura, întreaga creație, suferă durerile nașterii. Și n-am să intru în detalii, se vede clar că nimic nu mai e normal. Am venit cu mașina la începutul lui aprilie, am plecat cu aproape o săptămână în urmă și pe Valea Oltului erau 28 de grade în munții Făgărași. Așa ceva, 28 de grade și câte o să fie vara. Sau s-ar putea ca vara să fie frig și poate chiar să ningă. Observați că nimic nu mai este în ordinea normală, naturală. Și sigur, oamenii caută tot felul de explicații. Noi știm că întreaga creație suferă durerile nașterii. Și durerile nașterii sunt la început mai rare și mai puțin intense. Dar pe măsură ce se apropie momentul când o femeie trebuie să nască, durerile devin mai ample și mai frecvente. De aceea este de așteptat ca în natură, în fiecare an, lucrurile să se agraveze. De ce face Dumnezeu lucrurile acestea? De ce nu este o tranziție directă către necazul cel mare? Pentru că ne dă timp ca noi să ne trezim. El vrea să ne avertizeze de judecata lui care se apropie. Ar putea să facă dintr-o dată schimbarea, dar o face treptat ca noi să ne dăm seama de vremurile în care trăim. Și astfel să ne trezim și să fim pregătiți pentru revenirea lui. Cu aceasta aș vrea să ne uităm puțin la situația noastră spirituală. La cuvântul profetic putem să luăm aminte și să vorbim ore în șir despre împlinirile sale. Spunea cineva care urmărește profețiile, împlinirea profețiilor despre vremea din urmă, cineva din Statele Unite, că în urmă cu vreo 30 de ani era câte o împlinire a câte unui lucru legat de profeții o dată pe lună. Pe urmă au venit astfel de împliniri o dată pe săptămână, iar astăzi sunt mai multe în fiecare zi. Mai multe știri despre evenimente care sunt în linie cu profețiile Scripturii. Se accelerează ritmul împlinirii profețiilor. Însă, nu o să vorbim acum ore în șir despre ceea ce se întâmplă, ci trebuie să vorbim despre noi, despre cei care aud cuvintele profetice, pentru că Apostolul Petru spunea noi trebuie să luăm aminte, facem bine dacă luăm aminte, adică dacă noi suntem atenți, să fim atenți la ce se întâmplă, dar nu să rămânem la atât, să determine noi o acțiune, să determine o schimbare a vieții noastre. Pentru cei care nu s-au întors la Domnul, repet, este vorba de a ajunge să cunoști ce înseamnă că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Sigur, pentru păcatele întregii lumi, dar în mod special pentru păcatele mele și ale tale. Să ajungi la un moment în care să trăiești adevărata pocăință, să ți se frângă inima și să spui, Doamne, nu patru cuie te-au străpuns, ci noi, eu cu sufletul ascuns, noi te-am străpuns. Și eu și tu, fiecare dintre noi, așa cum am auzit mai devreme. Noi suntem vinovați de moartea Fiului lui Dumnezeu. Dacă noi n-am fi păcătuit, n-ar fi fost nevoie de o jertfă. Însă jertfa aceasta, odată adusă, putem să beneficiem de iertare. Iar primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne asigurăm că am căpătat această iertare. De unde știm, nu ne dă Dumnezeu ceva scris de mână, însă putem să vedem clar după transformarea vieții noastre, pentru că oricine crede în jertfa Domnului Iisus
este născut din nou, cine se pocăiește cu adevărat și este o transformare a vieții radicală. Omul devine o făptură nouă, cu gânduri noi, cu idealuri noi, o viață nouă, total schimbată. Și toți o vor remarca. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. De acolo ar trebui să înceapă examinarea noastră. În primul rând, mulți care ascultă cuvintele acestea despre împlinirea profețiilor, cred că n-au avut o naștere din nou. Și ar trebui să fie grăbit momentul acesta în care să te împaci cu Dumnezeu, să-i spui: Doamne, nu-i vorba aici de o religie sau alta, nu-i vorba de a-mi schimba membralitatea, aici e vorba de a-mi schimba viața, eu am nevoie de pocăință, eu vreau să mă întorc la tine, schimbă-mi inima, transformă-mă, fă-mă un om născut din nou, fă-mă un copil al tău. Trebuie să vii la Domnul, trebuie să fie lucrul acesta în viața ta. Însă, atenție mare, nu se oprește totul acolo. Unii au venit cu tot felul de explicații, mai mult sau mai puțin justificate din Scriptură, nu intru în chestiunea doctrinelor de diferite tipuri, dar au spus: gata, nașterea din nou e suficientă, nu mai e nevoie de nimic. De ce totuși Domnul vorbește despre atitudinea noastră după nașterea din nou, atitudinea din biserica sa? Și nu la întâmplare fratele mai devreme a citit despre situația unei biserici din Apocalipsa. Și eu aș vrea să vă spun, dincolo de situația din Filadelfia, pe care am vrea să o avem cu toții, că sunt cel puțin două biserici în vremea din urmă, în Apocalipsa, cărora Domnul le spune că nu sunt bine. Dragii mei, gândiți-vă puțin, era vorba de anul 90, puțin după anul 90. Bisericile acestea erau formate din oameni născuți din nou. Nu intra în biserica Domnului cineva care nu era născut din nou. Și cu toate acestea, ele nu erau bine. Ei ajunseseră într-o stare nepotrivită. Atunci, în primul secol creștin, cu mult mai mult astăzi, este situația așa. Iată, de exemplu, problema din Sardes, care era întinarea cu lumea și păcatul. Se amestecaseră cu lumea și cu păcatul. Totuși, spune Domnul, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Gândiți-vă puțin la această biserică. Întreaga biserică era formată din creștini. Toți erau botezați, toți erau sub amenințarea prigoanei, sau poate chiar trăiau prigoană. În primul secol era prigoana aproape generalizată. Și Domnul spune, din toată biserica din Sardes ai câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ceilalți își mânjiseră hainele, se amestecaseră cu lumea și păcatul, acceptaseră păcat în viața lor. Și Domnul spune, cei care au acceptat păcat, cei care fac compromis, care trăiesc amestecați, nu vor umbla cu mine în ceruri, doar cei care nu și-au mânjit hainele. Și foarte trist, din Sardes era vorba de o rămășiță, câțiva, nu majoritatea plecau. Dacă Domnul ar fi venit atunci, în momentul acela, înainte să-i dea avertizare bisericii din Sardes, ar fi luat doar pe acei câțiva. Și e dramatic că lucrurile se repetă și astăzi și sigur, nicio biserică nu și-a pus numele Sardes, toate și-au pus Filadelfia sau altfel. Dar există această potrivire cu situația de astăzi. În foarte multe cazuri este un amestec cu lumea și păcatul, este o toleranță față de păcat, cum n-a fost niciodată în istorie, în biserica creștină. Iar Domnul spune, cei care și-au mânjit hainele nu vor pleca la răpire. Doar cei care nu și-au mânjit hainele, cei câțiva din Sardes, vor umbla cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Nu-i vorba de vrednicia lor, e vorba de faptul că au continuat după pocăința lor în mărturisire. Orice lucru rău l-au mărturisit. Dragii mei, noi hainele acestea fizice, noi le spălăm de fiecare dată când se murdăresc. Tot așa și sufletul are nevoie de o curățire continuă. Nu doar ne-am pocăit și am terminat totul. E nevoie de curățirea continuă a inimii. Dacă mâinile ni le spălăm și trupul ni le spălăm de atâtea ori, dacă hainele ni le spălăm, acestea fizice, cu atât mai mult sufletul nostru are nevoie de curățire continuă. De aceea există mărturisirea. Dacă spunem că n-avem păcat, zicea tot Ioan, ne înșelăm singuri, adevărul lui Dumnezeu nu este în noi și le vorbea creștinilor. Însă, dacă ne mărturisim păcatele, putem să fim curățiți în continuare, putem să beneficiem de mijlocirea Domnului Iisus și să fim într-o stare de continuă curățire. Să fiu curat și astăzi, dar să fiu și mâine, să fiu și săptămâna viitoare. Pentru că numai cei care nu și-au mânjit hainele, cei care și le-au păstrat albe, așa cum au primit curățirea aceasta a păcatelor în ziua când s-au întors la Domnul, numai aceștia vor merge cu el la răpire. Problema din a doua biserică, din capitolul 3, care avea o situație dificilă, problema din Laodicea era adormirea. De ce? Din cauza încrederii în sine și a prosperității materiale. Această biserică spunea,
că este bine și că are tot ce-i trebuie. Iar Domnul îi spune aceste cuvinte: pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Și sigur, este această discuție că la Odisea ar fi o anumită denominație, o anumită parte a creștinătății? Nu! La Odisea poate fi orice biserică. Orice biserică poate să treacă succesiv prin starea Sardes sau prin starea la Odisea. Când dragostea noastră e căldicică, nu e nici rece, nici în clocot, atunci suntem la Odisea. Când suntem mulțumiți cu starea noastră, măcar că nu suntem bine înaintea lui Dumnezeu, suntem la Odisea. Și scopul nu este aici să fim judecați, ci să fim îndreptați de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acestei biserici, ca și celei din Sardes, să-i spune că trebuie să se pocăiască. Biserica se trezește într-un singur mod, atunci când oamenii își conștientizează starea și încep să se pocăiască, adică să regrete starea lor și să se trezească, să renunțe la lucrurile care au adus adormire, la lucrurile care au adus starea aceasta de automulțumire. Așadar, am văzut din aceste două exemple cum nu ar trebui să fim. N-ar trebui să fim nici amestecați cu lumea și păcatul, cu hainele mânjite, n-ar trebui să fim nici foarte mulțumiți cu noi înșine și în același timp orbi într-o stare de căldicel. Însă aș vrea să vedem și trei lucruri despre cum ar trebui să fim. Știm cum nu ar trebui să fim, dar ce ar trebui să fie în viața noastră, în așteptarea venirii Domnului, știind că acest cuvânt profetic este întărit sub ochii noștri, este autentificat, este consolidat, se împlinește sub ochii noștri. Cum ar trebui să fim noi? Iată niște cuvinte ale Domnului Iisus din Evanghelia după Marcu. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Cine știe? Absolut nimeni. E clar, vorba de răpirea bisericii. La sfârșitul necazului toți vor ști, vor putea să numere cei 7 ani. Vor ști când va fi jumătatea necazului, când se vor împlini 1260 de zile, o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi, adică 3 ani și jumătate, atunci poți să contabilizezi zilele. Dar înainte de venirea Domnului pentru a-și lua biserica, nimeni nu poate să știe cu siguranță ziua. Poate fi astăzi, poate fi mâine, poate fi peste un an sau poate fi mai târziu. Se va întâmpla ca și cu un om plecat într-o altă țară care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați dar pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Ca să nu fim noi în dubiu, să nu credem că au fost cuvinte doar pentru ucenicii de atunci. Domnul specifică în versetul 37, avem scris: ce vă zic vouă, zic tuturor creștinilor din toate timpurile și mai ales celor de la sfârșitul vremurilor. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Temeți-vă ca nu cumva să vă găsească dormind. Așadar, dragii mei, este prima cerință, trei lucruri despre cum ar trebui să fim. În primul rând, în veghere. Să fii treaz, să te trezești, cum am auzit de la Apostolul Pavel, și să rămâi treaz, să veghezi. A veghea înseamnă a rămâne într-o stare de trezire. Și foarte greu, foarte mulți oameni, în urma evenimentelor care au avut loc în timpul pandemiei, au intrat într-o stare de adormire. Au revenit la adormirea de mai înainte, măcar că odinioară fuseseră treziți. Și eu mă cutremur la gândul acesta. Pentru că i-am cunoscut și atunci când aveau foc în inimi și când îl așteptau pe Domnul cu dragoste și dor și în curăție. Și este trist să-i vezi pe oameni întorcându-se în vechea viață de compromis, de amestec și de adormire. A fi treaz așadar înseamnă a te trezi. Dintr-o dată să-ți dai seama, vine Domnul și eu nu sunt pregătit. Și să iei măsurile de rigoare, acolo unde ai de rezolvat probleme ce privesc compromisul cu păcatul, să le tai, să termin cu orice lucru de felul acesta și să începi să trăiești în curăție. Prima cerință este așadar a veghea. Iar Domnul Iisus a rostit și alte cuvinte redate în Evanghelia după Luca despre veghere. Ce înseamnă a veghea? Fiindcă de fiecare dată când El a spus că va reveni, a dat îndemnuri cu privire la starea noastră înaintea Lui. Iată ce a spus Domnul. Și este scris în capitolul 12 din Luca: mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Observați încă o dată, starea de veghere, starea de veghe, a fi treaz, a fi atent, a lua aminte nu doar la ce se întâmplă în jur, ci a lua aminte
la viața ta, la relația ta cu Dumnezeu, la temperatura spirituală a inimii tale, dacă este dragoste înflăcărată pentru Domnul sau dacă este doar un sentiment care poate să fie de căldicel. În al doilea rând a spus Domnul că trebuie să ne rugăm. Am citit în Marcu 13, luați seama, vegheați și rugați-vă. Ambele lucruri sunt împreună. A veghea împreună cu a te ruga. Iar Apostolul Pavel le spunea primilor creștini, tot în contextul revenirii Domnului, că ar trebui să se roage neîncetat. În 1 Tesaloniceni avem acest îndemn, rugați-vă neîncetat. Să fii tot timpul în conexiune cu Domnul. Să te rogi când ești pe drum, când pleci la serviciu, când ești în mașină, să ai tot timpul conexiune cu cerul. Nu înseamnă să rostești tot timpul cuvinte de rugăciune, dar să-ți păstrezi legătura cu cerul. Să fii pe linia directă cu Domnul, să nu întrerupi relația aceasta niciun moment. Acest lucru te ține treaz când tot timpul tu comunici cu Domnul. Pe El nu-L supără, ci din contră îl bucură faptul că noi rămânem tot timpul în legătură cu El, nu-L deranjăm, ci îndemnul este rugați-vă neîncetat. Să putem păstra această relație, nu doar să ajungem seara sau dimineața la un moment pe care l-avem noi de părtășie sau doar duminica, ci de-a lungul zilei, oricât ar fi ea de încărcată, noi să fim în legătură cu Domnul. Aceasta înseamnă să te rogi neîncetat. Iar Domnul Iisus a spus ucenicilor și ne spune și nouă, luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea. Am spus că se vor întâmpla lucruri și în economie și îngrijorările vor veni, vor bate la ușă, deja bat la ușă, fiindcă nu e om aproape niciunul care să nu aibă probleme economice. Aproape niciunul. Poate sunt unii, în fine. Atunci este altă preocupare ce să facă cu banii să nu se devalorizeze. Însă, Domnul spune, atenție să nu vi se îngreuieze inimile cu toate lucrurile acestea și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Pentru unii va veni fără veste, pentru alții va veni ca un lucru așteptat, ca un lucru pe care îl doreau foarte mult. Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Pentru ei va fi ca un laț, pentru că nu vor putea să scape. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Însă pentru noi ar trebui să fie ceva ce așteptăm. Pentru ei vine judecată, pentru noi vine viața veșnică, vin trupurile de slavă, vine momentul întâlnirii cu Domnul, când vom merge în casa Lui să cinăm cu El, să fim la nunta Sa. Ce spune El să facem? Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă. Iată, îndemnul de a ne ruga neîncetat îl are Domnul Iisus. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă neîncetat, în tot timpul. Ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla, să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Dragii mei, cei care sunt în veghere, cei care sunt în rugăciune, care au relație cu Domnul și trăiesc în curăție, vor scăpa, asta spune Domnul. Vegheați și rugați-vă să aveți putere să scăpați de toate lucrurile care vor veni peste locuitorii pământului. Te voi păzi de ceasul încercării care are să vină să încerce pe locuitorii pământului. Este făgăduința Domnului. Nu că noi căutăm o cale ușoară. Domnul a spus că îi va scăpa pe ai săi. N-a putut să aducă pedeapsa peste Sodoma, îi spunea lui Lot îngerul, du-te că nu poți să fac nimic până nu ești în cetate. Trebuie să iasă biserica pentru ca pe urmă să vină judecata lui Dumnezeu. Trebuie să fie retrasă ambasada Domnului de pe pământ. Noi suntem trimiși în puternicism, noi suntem ambasadorii cerului pe acest pământ. Fiecare țară, înainte de a începe să bombardeze o altă țară, își scoate ambasada, își scoate oamenii de acolo și pe urmă începe războiul. Iar Domnul va fi în război cu pământul acesta, va judeca lumea în mod desăvârșit timp de 7 ani. De aceea, înainte să înceapă revărsarea mâniei sfinte, Domnul și-a biserica acasă și-a reprezentanții acasă. Însă, nu în mod automat, așa cum spun mulți, ci numai pe cei care sunt în veghere și în rugăciune. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați. Să fii în veghere, să fii în rugăciune, să fii în curăție, ca să poți scăpa. Ceilalți care sunt neglijenți cu viața lor, care zic că oricum, prin simplul fapt că ei se numesc creștini, este de ajuns, este suficient. Am spus și aseară, unii vorbeau de 1 miliard de oameni care vor pleca la răpire, nici pe departe, nu cred că e vorba de așa ceva, doar o rămășiță din păcate și noi trebuie să ne asigurăm că suntem parte acelei mici minorități. Ca să ne păzim de adormire și să rămânem treji, trebuie să fim într-o continuă rugăciune, să respingem lucrurile lumii acestea, ambuibarea cu mâncare și cu băutură,
îngrijorările vieții acestea, alergarea, goana aceasta după vânt, după lucruri care vor arde în curând, pentru că pământul și tot ce pe el va arde, să nu ne ducem după iluzii, ci să mergem după realitatea aceasta spirituală a revenirii Domnului, să cultivăm acolo unde este comoara noastră, ca acolo să fie și inima noastră. Și în al treilea rând, am spus veghere, curăție și rugăciune, și în al treilea rând este vorba de o teamă sfântă. Spunea Domnul, vegheați și temeți-vă ca atunci când va veni să nu vă găsească dormind. Nu cumva să fiți găsiți în adormire, temeți-vă. Dragii mei, e vorba de o teamă sfântă, de o grijă pe care o ai asupra vieții tale, nu de a tremura de frica lui Dumnezeu. Deși, sigur, este un loc în Scriptură și mai multe locuri în care se arată clar că frica de Domnul este începutul înțelepciunii și este și continuarea înțelepciunii, a științei. Cine vrea să fie cu adevărat înțelept trebuie să se teamă de Domnul. Dar nu frica de pedeapsă, ci frica de a nu ne îndepărta de El. Teama de a nu fi luați de valul lumii acestea, de curentul acesta care îi duce pe oameni în direcția pierzării veșnice, în direcția necazului celui mare. Teama de a nu adormi. Să nu te încrezi că odată ce te-ai trezit, așa vei rămâne tot timpul. Să-ți fie teamă să nu te ia somnul din nou. Să ai grijă pentru că mulți, repet, mulți au căzut din nou în adormire. Teama de a nu fi luat cu valul lumii acesteia și dus la vale, în așa fel încât la un moment dat să vrei să te întorci și să nu mai poți. Și să observi că este mult mai dificil și că mult mai bine ar fi fost să nu ajungi acolo. Teama de Dumnezeu, teama de a nu dormi, teama de a nu fi într-o stare nepotrivită la revenirea Domnului. El însuși a spus, temeți-vă ca la venirea Lui să nu vă găsească dormind. Dragii mei, avem aceste lucruri în viața noastră? Cuvântul profeției se face și mai tare. A fost întărit în vremea primei veniri a Domnului Iisus. Se întărește sub ochii noștri, se consolidează, se autentifică, se întărește. Noi vedem că se împlinesc profețiile, se împlinește această parte a Scripturii. Avem însă atitudinea potrivită pentru a fi gata să plecăm împreună cu Domnul? Avem această curăție a vieții, avem starea de veghere, ne temem ca nu cumva să ne găsească dormind? Biserica Domnului ar trebui să aibă toate aceste lucruri, să trăiască astfel până la venirea Domnului Iisus, care este foarte aproape. Mesajul din partea lui Dumnezeu este unul de a ne trezi și de a rămâne treji, pentru că Domnul este aproape să vină, pentru că foarte mulți au dat înapoi și că în continuare va fi această tendință a apostaziei, dar vor fi și unii care vor rămâne treji până la capăt. Și mă rog ca Domnul să facă în așa fel încât noi să înțelegem aceste cuvinte, să luăm atitudinile potrivite, să rezolvăm ce avem de rezolvat și să fim parte a celor care vor pleca împreună cu El. Rezultatul final va fi acesta. Câți vor ajunge într-o zi să umble pe străzile de aur din ceruri? Câți vor fi în momentul revenirii Domnului pregătiți în așa fel încât să plece împreună cu El? Mă tem că pentru mulți se vor împlini alte cuvinte pe care le găsim în Vechiul Testament și anume, atunci va fi uluiala lor. Unii vor fi uluiți, nu vor putea să creadă că au rămas totuși în urmă. Și se vor chinui, poate să-și dea seama de ce. N-aș vrea să ajungem în situația aceasta. Cuvântul Domnului este un cuvânt de pregătire, de trezire. Sigur, ne uităm la tot ce se întâmplă, dar trebuie să ne uităm și la viețile noastre, ca în momentul revenirii Domnului să fim pregătiți. El să ne ajute să înțelegem acest cuvânt și să-l primim ca venind din partea Lui. Aici, așa cum spunea Apostolul Petru, că oamenii au vorbit insuflați de Duhul Sfânt, nu de la ei înșiși. Aici nu-i vorba de păreri personale, de interpretări, de dezbateri. Este vorba de o realitate a Scripturii, e vorba de cuvintele Domnului. De fiecare dată când a vorbit de revenirea Lui, a avertizat în legătură cu pericolul ca ucenicii să nu fie găsiți într-o stare potrivită, într-o stare după voia Sa. De aceea este ceasul să ne trezim, este ceasul să rămânem în veghere, să fim curați, să avem o dragoste înflăcărată, așa cum am vorbit ieri, să fim gata, pentru că Domnul nostru este foarte, foarte aproape să vină. El să lucreze în toți cei care sunteți aici, să lucreze în cei care aud înregistrările acestea cu regularitate, să facă în așa fel încât în poporul român, din țară și din afara țării, să fie cu adevărat o trezire, să fie un seceriș bogat și să se strângă mii și mii de oameni pe norii cerului atunci când Domnul va veni. El să fie slăvit în toate acestea, numele Lui să primească toată lauda. Amin.